Un făgărășan s-a trezit că a câștigat un telefon de ultimă generație după ce a cumpărat un ghiozdan. La începutul anului școlar, o librărie din Făgăraș a organizat programul Rabla pentru ghiozdane și penare, respectiv până la 15% reducere la ghiozdanul nou și 10% la penare, dacă renunțai la cele vechi. Cei care au profitat de această ofertă au fost înscriși automat într-o competiție națională. În cadrul acesteia s-au pus la bătaie zeci de premii, premiul cel mare fiind mai multe telefoane iPhone 6. Printre norocoși a fost și tăticul făgărășan, care datorită acestei librării s-a bucurat de două ori. Prima dată a fost când a cumpărat un ghiozdan cu preț redus, iar a doua oară a fost când a aflat că este fericitul posesor al unui telefon. Plin de emoții, făgărășanul a venit să-și ridice premiul. Am câștigat premiul cel mare, am avut noroc, am cumpărat de la librăria Birotex un ghiozdan prin programul Rabla, mi-a dat reducere, am dat un ghiozdan vechi și am primit unul nou cu reducere de 15% și am completat un talon și am avut noroc de a câștiga premiul cel mare, un iPhone 6. Prin intermediul acestui concurs, zeci de făgărășeni s-au bucurat de tot felul de premii. Da, am participat la o tombolă și nu-mi vine să cred că n-am mai câștigat până acum nimic și ne bucurăm. Ca la fiecare început de școală, în luna septembrie am demarat o tombolă împreună cu partenerii noștri, firma Daconi, proprietarii brandurilor Daco și Ecada în România, și am reușit să facem câțiva făgărășeni fericiți. Am reușit chiar să dăm premiul cel mare aici la Făgăraș. E vorba de un iPhone 6 care a fost câștigat de unul dintre clienții noștri. Mă bucur tare mult că majoritatea clienților noștri care au câștigat la această tombolă nu au mai câștigat niciodată vreun premiu și ne-a spart gheața. Este vorba de 5 penare pe care le-am oferit clienților noștri, 5 ghiozdane, o tabletă Milan și, bineînțeles, marele premiu, un iPhone 6. Suntem foarte bucuroși că, iată, am reușit să dăm ceva înapoi clienților noștri, făgărășenilor, și pentru acest lucru suntem deosebit de bucuroși. Lista câștigătorilor din Făgăraș este destul de stufoasă. Librăria în cauză nu este un simplu magazin în care se vând cărți. Prin acțiunile sale a demonstrat că face parte din comunitatea făgărășeană, de aceea orice locuitor al municipiului nostru care îi va trece pragul va avea parte de tot felul de surprize plăcute.